Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Suntem în luna martie, o lună dedicată femeii în special, a mamelor, a iubitelor, a soțiilor, dar să nu uităm de un element extrem de important. În ultimii ani, femeia a câștigat tot mai mult teren în ceea ce privește politica, administrația și până la urmă orice funcție de conducere. Și este nevoie de femei. Lucru declarat și de către mulți dintre bărbații puternici, să spunem, din această lume. Cum este privită însă femeia în politică, vom discuta astăzi și vom discuta, bineînțeles, și despre proiectele și despre oportunitățile, până la urmă, pe care le avem dacă implicăm și femeia în aceste lumi ale bărbaților, cum se spunea până nu de mult. Alături de mine astăzi este doamna Cristina Dumitrescu, secretar al juriului de onoare, disciplină și arbitraj din cadrul Partidului AUR. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Țin să urez și eu un sincer călduros la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor și hunedorencelor, pentru că suntem astăzi la Deva, iată, în județul Hunedoara. Da, într-adevăr, nu este ușor pentru femei să fie în politică, în administrație, pentru că este într-adevăr o lume dominată de bărbați, însă și femeile sunt destul de puternice și consider eu responsabile să poată să facă această meserie până la urmă, chiar dacă este ea una dedicată până acum numai bărbaților. Încet, încet, femeia și-a croit drum în această lume a bărbaților, care probabil a fost și ușor așa înțeleasă greșit până la un moment dat, pentru că în ultimii ani femeile din politică și nu numai au ajuns să demonstreze că se pot face lucruri, poate chiar mult mai bune, dacă chiar și în acele echipe există femei bine pregătite. Pentru că este important, la fel cum și în cazul bărbaților, trebuie să fie oameni foarte bine pregătiți. Este adevărat. Femeile, da, sunt pregătite și, spre deosebire de bărbați, eu cred că sunt puțin mai muncitoare. În momentul în care își pun ceva în cap, duc până la final obiectivul pe care și l-au propus. Da, eu cel puțin am observat asta la foarte multe dintre colegele mele, dintre prietenele mele. O femeie atunci când își propune ceva, reușește să izbândească. Probabil că este și menirea noastră până la urmă, pentru că noi, femeile, mai suntem și mame. Și suntem și femei de casă, adică noi nu avem doar o carieră de dus, trebuie să avem grijă și de casă, trebuie să avem grijă și de copii și de educația lor. Chiar și de soț uneori, nu? Exact, bineînțeles, nu avem cum să nu facem lucrurile astea și totuși reușim să, cu multă muncă, așa cum spuneam, să avem și o carieră în latura aceasta. Pentru hunedorenii care poate nu vă cunosc sau nu au avut ocazia să vă cunoască, deși ați mai fost în județul Hunedoara, cu mulți dintre ei v-ați întâlnit chiar pe străzile din multe localități din județul Hunedoara, cred că este oportun să spunem și cine este Cristina Dumitrescu. La bază jurnalist, am terminat jurnalism, am un master în comunicare, doctoratul tot în științele comunicării pe comunicare politică. Am predat 10 ani la Facultatea de Jurnalism a Universității Spiru Haret. Apoi am ieșit din învățământ și am început să fac altfel de proiecte, unele care, într-adevăr, mi-au bucurat sufletul, pentru că, sincer vă spun, după învățământ, nu credeam că o să mai fac altceva cu atâta bucurie. Am început la Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni, proiecte culturale educaționale pentru românii din comunitățile istorice românești. În Basarabia, în Ucraina, în nordul Bucovinei sau în sudul Basarabiei, în Serbia, în Bulgaria, în Ungaria, în Albania, oriunde avem comunități de români,
aceste proiecte culturale educaționale, pentru că este foarte important ca ei să rămână în continuare cu identitatea românească, să simtă în continuare limba, credința în limba română, să aibă o biserică acolo, să aibă chiar și presă în limba română. Iar după ce am terminat această perioadă cu proiectele culturale, am ajuns la AUR, pe partea de comunicare. Este primul partid în care activați? Da, este primul partid și, sincer, așa cum chiar vă spuneam înainte să începem emisiunea, nu m-aș fi gândit să fac vreodată politică. Adică, da, am venit pe partea de comunicare, am zis că după ce se termină campaniile din 2020, merg în celelalte două proiecte care mă așteptau până în 15 ianuarie, dar m-am atașat atât de mult de proiect și mi-a plăcut atât de mult încât am zis rămân. I-am cunoscut pe George Simion, pe Claudiu Târziu, pe Marius Lulea, am văzut cum gândesc și mi-am spus da, este ultima mișcare care într-adevăr își dorește să facă o schimbare reală pentru România, să ducă țara din acea fază de deconstrucție în care suntem la momentul actual spre o fază de reconstrucție. Nu este ușor, într-adevăr, nu suntem nici noi naivi să credem că în 2, 3, 4 ani reușești să aduci țara într-un punct cât de cât pozitiv, pentru că sunt 33 de ani în care ea s-a dus numai în jos. Și să avem o stabilitate mult mai mare din multe puncte de vedere și aici cred că acei oameni care câștigă minimul pe economie, acei oameni care au o pensie de doar câteva sute de lei poate, ei cred că sunt cei care își doresc într-adevăr această stabilitate și siguranța zilei de este, mâine. Este foarte, foarte importantă pentru ei, dar și la pentru momentul toți, până la urmă, au o stare doar de incertitudine. Oamenii care se mai interesează cât de cât ce se întâmplă la nivelul ăsta politic, pentru că, din păcate, avem foarte mulți români care nu sunt interesați de soarta țării. Nu interesează ce se decide la nivel politic și cum îi afectează pe ei. Merg pur și simplu ca într-un perpetuum mobile, fără să se implice în vreun fel. Și de asta am spus că e foarte important ca fiecare dintre noi să încercăm să ne implicăm atât cât putem. Nu este de vină oare și politicul și unii oameni politici că s-a ajuns în acest punct în care oamenii, cetățenii, românii au așa o repulsie față de implicarea lor în comunitate, implicarea în politică, implicarea în tot ceea ce ține de acești factori decizionali până la urmă? Da, pentru că oamenii au ajuns să creadă despre politicieni și pe bună dreptate că nu fac altceva decât să fie interesați de propriul interes, că de fapt pentru cetățenii de rând nu fac nimic. Întotdeauna ne izbim de această problemă a nerespectării promisiunilor electorale, pentru că oamenii vin în campanii, îți propun și promit enci pe mii de lucruri, dar de fapt foarte puțin dintre acestea ajung să și fie pusă în practică, realizate așa cum ar trebui. Schimbă AUR această mentalitate, să spunem? Da. Cu siguranță și am și dovedit acest lucru, pentru că noi în campaniile din 2020 am avut o singură promisiune electorală și am spus că din banii de subvenție pentru partidele politice noi vom construi un spital. În momentul în care am intrat în Parlament, am încercat pe diferite căi să depunem mai multe proiecte legislative prin care să putem face posibilă această redirecționare a banilor de subvenție pentru partide, pentru construcția spitalului, pentru că momentan legea nu permite să construiești decât sedii de partide, să plătești salarii, mașini și așa mai departe. Nu au fost evident aprobate, pentru că nu, de ce să facă AUR un lucru bun, pentru că ar câștiga teren. Și la un moment dat a existat un moment zero în care ne-am dat seama, ok, nu ni se va permite să facem lucrul acesta, s-au pus la masă toți juriștii, toți factorii de decizie, au analizat tot ce se poate face și am ajuns la concluzia, bun, nu putem construi un spital, dar putem cumpăra mașini. Și dacă putem cumpăra mașini, am cumpărat niște tiruri și am construit în ele un spital mobil care se plimbă acum prin țară, a reușit până la ora actuală să ajute peste 15.000 de pacienți.
O caravană medicală care a ajuns și în județul Hunedoara, a fost prezentă în mai multe localități. Unii dintre români, dintre hunedoreni, au privit cu ochi buni această caravană, alții însă au spus este doar un element de campanie. Uite, cei de la AUR vin să ne păcălească și ei cu astfel de acțiuni. Da, pentru că așa au fost obișnuiți, însă să fim la fel de sinceri, oamenii care merg acolo nu sunt doar membri AUR. Sunt oameni simpli, oameni care n-au beneficiat poate de peste 5 sau 10 ani de servicii medicale de bază. Iar această caravană a făcut niște lucruri extraordinare, inclusiv oameni cu probleme grave de sănătate și au descoperit afecțiunile mergând la un ecograf sau în momentul în care și-au luat niște analize de sânge sau la ochi. Nu pot să vă spun fericirea colegilor mei atunci când le înmânează o pereche de ochelari după ce au făcut consultul și spun, văd. Chiar te văd. Adică este o bucurie, sunt oameni în vârstă. Am fost și eu în caravană câteva zile, am fost la Olt, am fost la Dolj, am fost la Iași și este cu adevărat impresionant să afli de câți ani nu și-au mai făcut unii oameni analize pentru că este destul de departe de ei primul spital sau pentru că nu au resurse financiare sau nu au cu ce să ajungă până la primul spital. Iar multe localități, inclusiv din județul Hunedoara, nu au medic de familie. Da. Sunt mari probleme din acest punct de vedere, sunt comune, iar județul Hunedoara este unul așa mai atipic, să spunem, pentru că avem foarte multe zone de deal, de munte, da, și în acele zone nu se prea înghesuie medici de familie care să îi sprijine până la urmă pe acești oameni, medici de familie care beneficiază totuși și de sprijinul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, adică ar putea să fie acolo între oameni în vârstă, exact cum spuneați puțin mai devreme, care nu își permit, poate au copii plecați în străinătate, da, poate nu au suficient de multe venituri, nu au transport. Asta cu transportul este în general principala lor problemă. Eu am stat de vorbă cu o mămăiță, că exact așa îi spuneam, mămăiță, dar zic, dumneata, de când nu ți-ai mai făcut analizele? Maică, de mult. Dar nu la mine e problema, ci la soțul meu. Avea un soț care făcea dializă. Și la un moment dat, cineva de pe o ambulanță l-a certat, de ce nu se duce cu un microbuz sau altceva, și-a chemat totuși ambulanța. Dar omul nu putea, efectiv, starea lui de sănătate era atât de precară încât era dificil să meargă cu un microbuz la primul spital să facă ce era nevoie pentru dializă. Este într-adevăr foarte dificil pentru ei și mai ales că sunt în vârstă și nu au pe cineva să-i ajute. Așa cum a spus, au copii, nepoți plecați în afara țării. Nu mai are cine să-i ajute. Și atunci dacă nici statul nu-i ajută, atunci ei rămân cu totul și cu totul de izbeliște. Practic de aici a pornit cumva și această caravană din nevoia acestor oameni de a își prelungi măcar unii dintre ei viața cu câțiva ani. Da, este dreptul lor. Este dreptul lor și noi asta am și spus, prin această caravană reîntoarcem banii românilor tot la ei, pentru că ei plătesc pentru acest sistem de sănătate, dar din păcate nu au posibilitate să beneficieze de el așa cum ar trebui. Din păcate sunt multe deficiențe și la capitolul educație și la capitolul sănătate, iar dacă cele două componente ar funcționa și așa cum trebuie, chiar dacă investiții s-au făcut și se fac în continuare, sunt aparaturi care sunt achiziționate, da, și în spitale sunt dotate unele școli, doar că avem nevoie de mult mai mult pentru ca cele două lucruri să funcționeze așa cum trebuie și dacă ne dorim cu adevărat acea schimbare radicală, să spunem, sau măcar așa la 70% să avem o direcție mai bună. Este adevărat, sunt, cred că, cele două componente ale statului care stau foarte prost acum, învățământul și sănătatea. Deși avem o Românie educată, avem o Românie sănătoasă. Cu ghilimelele de rigoare. Și educată și sănătoasă, pentru că, așa cum vă spuneam, eu, dacă m-am hotărât să mă implic în politică, este pentru că aș vrea ca statul să ajute mai mult jumătatea aceea de România, așa cum o numesc eu, care este plecată în afara granițelor țării. Iar acești oameni
tocmai din aceste motive au plecat. Eu cred că majoritatea dintre ei au plecat pentru că nu au un sistem de sănătate și de învățământ bine puse la punct, așa cum ar trebui să fie. Mulți dintre ei au plecat adevărat pentru că nu au un loc de muncă aici sau atât de puțin câștigau încât nu le era suficient să supraviețuiască de la o lună la alta. O parte destul de redusă cred că a plecat și nu s-ar mai întoarce pentru că au descoperit în alte țări niște condiții mult mai bune de trai. Un alt sistem birocratic. Exact, pentru exact. Că și în țară au rămas și unii tineri care și-au deschis propriile afaceri, însă cu toate aceste modificări care au venit în ultimul timp, le este din ce în ce mai dificil să își țină, să-și mențină cumva afacerea pe linia de plutire, nici de cum să viseze la mai mult. Păi nu prea poți să le mai țină pe linia de plutire, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat, de exemplu, în perioada de pandemie. Atunci a fost o nenorocire pentru majoritatea domeniilor de antreprenoriat în România. Și la fel sunt cei care pleacă în afara granițelor, merg acolo să muncească un an, doi, trei, zece, să-și strângă un ban, să vină în țară, se gândesc că își desfac aici o mică afacere, își construiesc o casă, își iau o mașină. Și când se întorc și văd cum este sistemul și că nu rezistă, din nefericire mulți reiau calea pribegiei. Foarte mulți ne scriu și ne spun, dacă eu aș avea în țară un salariu care să fie cât de cât decent și soția mea ar fi la fel, mâine m-aș întoarce. Dar nu se poate. Momentan nu se poate. Pentru că oricum munca este suprataxată în ultimul hal. Și oamenii nu întrevăd acea speranță de a putea să-și construiască un viitor cât de cât decent acasă și aleg să meargă acolo. Observ că vă interesează destul de mult soarta românilor plecați în străinătate, da, care sunt dincolo de granițele țării. De ce sunteți atât de, nu știu, mișcat atunci când vorbiți despre românii care sunt plecați în străinătate? Cred că este și o implicare personală, pentru că am toată familia stabilită în afară. Mama și fratele meu trăiesc de foarte mulți ani în Germania. Mama era contabil, fratele meu terminase și el finanțe bănci și în momentul în care a venit criza au hotărât să plece din țară. Cel mai mult m-a șocat în momentul în care am luat contact cu realitatea românilor care trăiesc în afara granițelor, iar statul nu se ocupă de ei. Adică odată era partea mea sufletească, personală, subiectivă, cu dorul de familie și apropiat și prieteni și așa mai departe, dar era o părticică destul de redusă. Însă în momentul în care am văzut câți oameni sunt afectați de dezinteresul acesta total, pentru că, vă spun sincer, cred că nu există efectiv o strategie la nivelul Ministerului Afacerilor Externe pentru aceste milioane de români care trăiesc în afara țării, să fie strict în interesul lor. Adică avem consuli, avem ambasadori în diferite țări care raportează la București că totul este bine, dar oamenii au grave probleme în a-și rezolva acolo niște probleme minore, le-aș putea spune, să obțină un buletin, un pașaport, o procură. Totalmente sunt nevoiți să vină în țară. Exact. Să este foarte, foarte greu pentru ei. Acolo durează foarte mult să obții o programare la consulat sau la ambasadă. Nu obții informațiile corecte și complete de la funcționarii care sunt acolo, deci ne-ar trebui și o profesionalizare a acestor funcționari. Aici avem probleme și în România, da, cu dar, furnizarea tuturor informațiilor și atunci mai trebuie să ne plimbăm la cel puțin 2-3 ghișe pentru a afla că avem nevoie și de copie pentru un document și aici e cumva o chestiune dar generalizată. Ne e mai ușor. Nouă ne e mai ușor pentru că mergem la un ghișeu, poate la altul, mai facem o oră pe drum sau o jumătate de oră, până la urmă, poate într-o zi, o săptămână ne rezolvăm. Da. Și se însă rezolvă. Acolo nu este așa, ei străbat sute de kilometri până la o ambasadă sau la un consulat și să te duci acolo, să stai ore bune la o coadă și să îți dai seama că de fapt nu ai toate documentele pentru că nu ți s-a transmis complet lista de documente necesare, e frustrant. Am avut situații în care oamenii ne-au transmis că
au mers copil născut în afara granițelor, pentru că, din nefericire, în ultimii ani, cei mai mulți se nasc în afara granițelor, au ajuns la vamă și n-au putut să treacă pentru că nu li s-a spus că aveau nevoie și de alt document. Deci, vă dați seama, noi, femei, cu un bebeluș în brațe, se trezești la vamă că nu poți să treci. Că angajatul de la consulat sau de la ambasadă nu ți-a spus tot. V-ați gândit care ar putea fi soluțiile pentru a se îndrepta aceste probleme? Da, cu siguranță ar trebui cumva înmulțite aceste consulate sau măcar făcute niște centre pe lângă ele, unde să aibă suport juridic în primul rând, pentru că lor le este foarte greu cu limba în țara în care ajung. Mulți nu cunosc limba la început, nu știu ce contracte semnează, nu știu ce demersuri trebuie să facă efectiv pentru mai multe acțiuni acolo, și așa statul ar putea să-i ajute să înmulțească și consulatele și oamenii din consulate, să se facă această profesionalizare a oamenilor, să știe exact ce să transmită cetățeanului român când ajunge acolo la un ghișeu, să plece complet informat. Dar cred că cel mai important ar fi să schimbăm noi în țară tot ce e de schimbat și să reușim să facem un mediu favorabil întoarcerilor acasă. Pentru că cei mai mulți cred că s-ar întoarce dacă ar avea la ce. Și atunci să facem niște programe foarte bune de reintegrare, pentru că nu le va fi ușor în momentul în care se vor întoarce. Am cunoscut foarte mulți oameni care s-au întors și le este greu să se reobișnuiască în România. Și asta din cauza unui sistem creat și, cum spuneați, în ultimii 30 de ani, pentru că sunt convinsă că le este drag să se întoarcă la familie, la prieteni, în mediul acesta de acasă, cum spuneam. Ei cu toții, vin de doar sărbători. Că partea cealaltă este, de fapt, problema. Vin de sărbători pentru că le e dragă România, le-s dragi tradițiile noastre, oamenii lăsați aici, însă în momentul în care se izbesc de tot acest sistem, de birocrația care este în țară, de nivelul salariului și al nivelului de trai în general, nu sunt convinși să se întoarcă complet. Vă canalizați foarte mult atenția către acești oameni, acești români care sunt plecați în străinătate, însă au existat și de destul de mult timp zvonuri potrivit cărora AUR își dorește ieșirea din Uniunea Europeană. AUR este împotriva Uniunii Europene și ceea ce îmi spuneți dumneavoastră până acum în această emisiune se cam bate așa cap în cap cu aceste zvonuri. Nu. Astea au fost clar niște false etichete care au încercat să ni se pună, că suntem pentru ieșirea României din UE, din NATO, că suntem proruși, așa mai departe, că suntem antisemiți. Multe etichete, pentru că nu au avut altceva cu ce să ne blameze. Să fi fost ceva cert. Unde au făcut aia, au furat aia, au avut afaceri cu statul, nu știu, orice altceva. Nu, n-au avut cu ce să ne eticheteze. Și au încercat să pună aceste etichete, însă oamenii care conduc AUR sunt niște oameni inteligenți, cerebrali, deschiși la minte și înțeleg că pentru România nu ar exista această variantă de a ieși din Uniunea Europeană. Noi nu vrem să ieșim din Uniunea Europeană. Noi vrem să fim tratați acolo ca cetățeni cu drepturi egale, să nu mai fim ca niște cetățeni de mâna a doua priviți și să ni se impună tot timpul aceste lucruri care se întâmplă în Parlamentul European și ajung să ne afecteze și pe noi. Suntem un popor creștin, prin definiție. Noi, oricum, istoric, geografic, suntem în Uniunea Europeană, deci n-am avea cum să ne dorim ieșirea din Uniunea Europeană, pentru că suntem acolo, vrem, nu vrem, suntem acolo. Dar vrem să avem aceste drepturi, vrem ca cetățenii noștri să fie tratați cum trebuie de toate statele Uniunii Europene, să ni se respecte în continuare suveranitatea, legislația, Constituției. Dar, bineînțeles, identitatea noastră ca români. Pentru că este foarte importantă pentru noi. Oare nu cumva și noi, românii, care încă mai locuim aici în România, cumva ne-am îndepărtat de această identitate și atunci automat și cei din afară cred că simt acest lucru. Este posibil, însă destul de puțin. Toate sondajele pe care le-am tot văzut
procentul românilor care sunt încă legați de tradiții, de identitatea noastră pur românească, este destul de mare. Oamenii sunt credincioși și noi mergem foarte mult, adică pilonii noștri cu familie, libertate, credință, sunt foarte importante. Și românii sunt definiți de ele în general. E foarte important pentru ei să-și păstreze în continuare acel drept de a spune mamei mamă, că tot a fost ieri și ziua mamelor, tatălui tată. Să nu mergem în acea direcție în care să fim influențați de aceste ideologii de gen și de ideologie globalistă. Toată lumea are loc sub soare, trebuie să vorbim și despre acceptare și despre susținerea celor care poate sunt diferiți față de noi. Cred că da. Indiferent că vorbim despre religie, despre gen, despre limbă, există, despre orice. Există cu siguranță, dar nu până acolo încât să ne afecteze drepturile noastre de majoritate normală, ca să spunem așa. Adică eu prefer să-mi spună fiul meu mamă în continuare, tatălui tată, să nu stăm să ne certăm între noi care-i părinte 1, care-i părinte 2 și să fie în continuare așa cum am fost noi educați, ca familia să fie formată dintre un bărbat și o femeie. Care sunt calitățile pe care un europarlamentar ar trebui să le aibă, un europarlamentar român, pentru că discutăm despre ce ne afectează până la urmă și pe noi, și cum ar trebui să fie acel europarlamentar pentru ca România să fie bine reprezentată, pentru ca România să își promoveze până la urmă toate cele pe care le-ați enumerat și dumneavoastră puțin mai devreme, începând de la tradiție, la agricultură, la tot ceea ce ține până la urmă de identitatea noastră. Cred că trebuie să fie în primul rând patriot. Trebuie să-și iubească țara. Cred că acest lucru trebuie să-l califice în primul rând pentru această funcție. Este o funcție cu responsabilitate. Însă dacă nu-ți iubești țara și dacă nu te duci acolo și ai ca prim obiectiv interesele țării și ale cetățenilor ei, nu ai ce să cauți acolo. Nu trebuie să te intereseze o funcție sau bani sau orice altceva, cât să știi că mergi acolo pentru interesele țării. Să nu stai cu capul jos, să nu votezi proiecte care sunt în defavoarea țării tale și mai departe totul se poate construi cu ușurință. Doar că știți, în politică suntem cumva obișnuiți, chiar dacă ajung în anumite funcții cheie, chiar și un europarlamentar, pentru că discutăm astăzi și despre partea aceasta, ce se întâmplă și în Uniunea Europeană, din care facem și noi parte, automat ne gândim, chiar dacă acel om este un patriot, este unul care ține cu valorile pe care noi le avem și cu care am crescut mulți dintre noi, sigur există acolo și un interes, poate din partea conducerii acelui partid. Poate există un interes personal, iar încrederea românilor crește, scade, mă scuzați, din această cauză. Păi, cu siguranță a scăzut pentru toți europarlamentarii care ne-au reprezentat până acum în Parlamentul European, pentru că am văzut în N ocazii că aproape n-au făcut nimic acolo, că au votat, dacă ar fi putut, și cu două mâini proiecte care nu erau favorabile românilor și țării. Și atunci, da, dar noi, cel puțin la AUR, avem clar acest obiectiv. Mergem acolo să facem un pol foarte important cu ceilalți conservatori din Parlamentul European pentru a opri această stângă globalistă care încearcă să ne afecteze din ce în ce mai puternic și să fim atenți la toate proiectele care intră, pentru că ele clar ne vor afecta din ce în ce mai puternic în viitor. Și este de datoria noastră și să educăm cumva cetățenii români să înțeleagă cam care este proiectul, care este procesul în legislativul european, pentru că mulți nu sunt interesați de aceste alegeri europarlamentare. Știți cum este și factorul acela de proximitate. A, nu se întâmplă la București, la Bruxelles, e prea departe. Nu mă interesează ce se întâmplă acolo. Știu ei ce fac sau nu știu ce fac. Interesul oamenilor este extrem de scăzut. Exact. Când vine vorba despre... A crescut, ce-i drept, numărul celor care s-au prezentat la vot pentru alegerile europarlamentare în ultimii ani, dar nu suficient. Nu suficient și tocmai de asta noi
mergem, să ne întâlnim cu oamenii pe stradă. Este deja a doua parte a campaniei noastre în care mergem în fiecare județ al țării și vorbim cu oamenii și le explicăm cât de importante sunt deciziile care se iau acolo la Bruxelles și cum îi pot afecta pe ei și de ce este atât de important să vadă pe cine votează, pe cine trimit acolo să le apere interesele. Intrați și dumneavoastră în această luptă pentru europarlamentare? Da, sunt pe lista AUR pentru Parlamentul European. Este cea mai bună listă, o spun acum fără falsă modestie. Cred că toți oamenii ar trebui să cunoască lista noastră de europarlamentari. Toți colegii mei sunt foarte bine pregătiți. Au această caracteristică de care vă spuneam la început că ar fi obligatorie. Sunt patrioți. Știu că merg acolo cu acest unic obiectiv de a apăra interesele românilor. Punct. Adică oamenii știu că asta trebuie să facem, că asta trebuie schimbat și 2024 trebuie să fie acest an al schimbării, iar ei trebuie să ducă mai departe această luptă și la nivel european. Cei doi mari coloși ai politicului din România, PSD, PNL, iată, s-au aliat pentru aceste alegeri europarlamentare. Cum vedeți dumneavoastră, cum vede AUR această alianță care a existat în ultimii ani? Am vorbit și la nivelul guvernului, nu, despre această unire a celor două partide, un USL transformat, să spunem, adaptat acestor ani. Au făcut această alianță de teama AUR? Da, cu siguranță. Este teama de AUR și este cumva o alianță care îi face de râs. Adică vezi cumva două partide mari din România care se căsătoresc, cum glumeam zilele trecute cu cineva, contra unui partid de numai 4 ani. Însă au observat că oamenii încep să ne cunoască, își pun încredere și este o mare diferență față de 2020, când oamenii nu ne știau. Noi ne-am înființat la 1 decembrie 2019. Dar ați avut o ascensiune destul de puternică. Da, pentru că am muncit foarte mult. Adică noi nu ne-am oprit. La noi nu există perioadă de campanie sau... Noi muncim în fiecare zi cu aceeași motivație, cu aceeași îndârjire ca la început, pentru că știm că numai astfel putem să schimbăm ceva. Să faci campanie doar cu o lună, două înainte de niște alegeri e hilar. Trebuie să dovedești, trebuie să muncești, oamenii trebuie să te vadă că muncești, că ești alături de ei și mai ales trebuie mers pe teren alături de români să te cunoască. Ieri am fost la Vulcan, una dintre localitățile pe care le-am vizitat zilele acestea în județul Hunedoara. Și o doamnă a venit la mine și m-a luat de mână și mi-a spus: știți cât mă bucur că veniți? Eu până acum nu am văzut parlamentari și europarlamentari care să vină să vorbească cu oamenii. Exact acolo este diferența între noi și ei. Noi mergem să cunoaștem oamenii, să vedem ce și-ar dori ei de la noi și ei să ne cunoască. Să știe că au stat de vorbă cu noi. Dom'le, uite, omul ăla merge și mă reprezintă la primărie, la Consiliu, în Parlamentul României, în Parlamentul European. Dar să aibă contactul cu acel om. Pentru că așa își descoperă și ei încrederea. Știți cum e? Când te uiți în ochiul omului și vorbești cu el, îți dă acea încredere, îți dai seama, te minte sau nu te minte, spune sau nu adevărul. Poți să-ți depui cu adevărat încrederea în el și mai departe poate chiar votul. Decizia rămâne la om, într-adevăr. Dar este altfel în momentul în care ai acest contact față în față cu omul. Da, acest contact contează enorm până la urmă, fie că vorbim de alegeri locale, parlamentare, prezidențiale sau europarlamentare. Ați făcut așa o caravană nu doar în județul Hunedoara, ci în întreaga țară. Care sunt cele mai mari ofuri ale oamenilor? Exact ce vă spuneam mai devreme. Sănătatea, educația, faptul că administrația din orașe nu le rezolvă cu adevărat problemele de infrastructură și orice mai au ei nevoie, pentru că nu știu cât îl interesează pe omul de la Deva sau de la Vulcan sau de la Petroșan ce se întâmplă în București sau ce se întâmplă în Timișoara. Îl interesează de el.
la el acasă, ce se întâmplă. Și atunci e foarte important ca oamenii care ne reprezintă în fiecare județ să depună eforturi ca oamenii să fie ajutați într-un fel sau altul. Noi, de exemplu, avem la nivelul partidului încă două programe. Unul pe care îl desfășurăm din 2021, se numește Aur te aude. Și el a fost inițiat după ce am văzut cumva frustrarea parlamentarilor noștri care au ajuns în Parlament intrând cu acea efervescență, da, schimbăm, facem pentru România, ne luptăm, și au văzut ce înseamnă opoziția de fapt, că nu au foarte multe pârghii de a rezolva ceva efectiv, concludent, palpabil, că e greu să fii în opoziție. Și atunci am zis, bun, păi ce vrem noi, să ajutăm românii, da? Bun, hai să-i ajutăm. Și făcând Aur te aude, oamenii ne scriu cu diferite probleme. Sunt oameni care nu știu, să știți, să facă o solicitare la primărie sau să scrie, nu sunt ajutați, da, un jurist, să-i ajute un jurist într-un proces sau într-o speță pe care o au. Și atunci noi, cu tot ce am avut efectiv de partid, am luat individual aceste cazuri și am ajutat pe oameni. Și oamenii întotdeauna au fost fericiți că au primit ajutor și au fost într-un fel poate destul de mic ajutați, dar pentru ei a contat. Parlamentarii au fost și ei fericiți că au putut să ajute palpabil, efectiv, omul din județul lor. Iar mai departe am făcut Linia Verde, este un proiect mai recent în care ajutăm oamenii din afara granițelor, acolo unde au probleme la consulate, la ambasadă, le dăm informații, mai sunăm la ambasadă sau la MAE și ajutăm și în felul acesta. Este un telefon, practic, sau cumva, un... Da. Este, exact, Linia Verde, da. Întâmpină astfel de dificultăți și ne scriu pe WhatsApp sau sună. Oameni specialiști, probabil, acele probleme care îi sprijină. Ele sunt preluate de persoanele care răspund și sunt date mai departe pe categorii și în măsura în care putem, chiar îi ajutăm și încercăm să le rezolvăm problemele. Aceste informații le găsesc pe site-ul partidului, pe paginile de socializare. Da. Deci cei care au probleme și nu găsesc soluție acolo în țara în care ei se află pot apela la serviciile dumneavoastră, practic. Cu siguranță. Iată că sunt și astfel de proiecte. Nu știu, mai vorbim în România despre, sau în ultimii ani așa, despre un proiect măcar de țară, un proiect adevărat de țară, mai avem? Da, cu siguranță, da. Aur are și un program de guvernare. L-am lansat în toată țara de anul trecut, din luna mai, am început. Ați furat puțin startul. Da. Pentru că, știți cum, celorlalte partide le place să spună, unii chiar de la tribuna Parlamentului, că Aur nu face altceva decât să dea din gură și să facă circ. Însă avem foarte multe proiecte de legi depuse în Parlament care evident nu trec, pentru că avem o majoritate PSD-PNL. Și avem și programe de guvernare scrise, gata pentru a fi implementate pentru un asemenea moment. Și am vrut să demonstrăm acest lucru. Bun, spuneți că noi nu ne pricepem, nu avem specialiști, nu facem altceva decât să vorbim. Ei, iată că nu e așa. Și din momentul în care am început această interacțiune, v-am zis, de la Aur te aude cu oamenii, încercând să le aflăm problemele și cum am putea să le soluționăm, am dezvoltat noi anumite idei. Apoi am intrat în contact cu specialiști pe segmente diferite, care au spus, bun, aici am putea să facem așa, aici am putea să facem invers. Și au depus aportul și a ieșit acest program de guvernare. Deci se mai îndreaptă specialiștii către politică? Da. A fost greu la început pentru că nu aveau încredere, pentru că nu aveau de unde să... Există exemplele... Doar din presă se puteau informa. Însă, în momentul în care unul, doi oameni au început să spună, stai așa puțin, că cei de la Aur nu sunt nici extremiști, nu sunt nici rasiști, nici antisemiți, stați de vorbă cu ei, chiar vor să facă lucruri, oamenii au început să vină către noi și să ne ajute într-adevăr cu aceste lucruri. Sunt convinsă că vor veni și mai mulți în momentul în care își vor da seama că doar așa se va mai putea face această schimbare în țară. Pentru că, așa cum spune și președintele nostru George Simion, nu s-a creat această mișcare pentru a ne pune noi în niște funcții. Vrem să aducem cât mai mulți specialiști, oameni care își cunosc cu adevărat meseriile în funcții cheie,
ca să poată ajuta la reconstrucția acestui stat. Despre asta este AUR. Pentru că el nu este un partid ca la carte, este o mișcare care asta vrea, să reconstruiască România. Și surprinzător, cum am spus și puțin mai devreme, a prins foarte bine mesajele dumneavoastră, au prins foarte bine la români. Aveau nevoie, au nevoie de AUR? Da, au nevoie pentru că le dă speranță. Pentru că, într-adevăr, este partidul care este cel mai apropiat de oameni, de ceea ce au nevoie românii în general. Dar și PSD, s-au și convins. PNL, și USR, de și toți ceilalți merg în mijlocul oamenilor, mai discută cu da, cetățenii. Da, destul de puțin din ce spun cetățenii și, din păcate, pentru ei românii s-au cam convins de ei. Asta este problema. Pentru că am cunoștințe care poate au votat cu PNL sau cu PSD sau cu USR și acum îmi spun, cu siguranță voi vota AUR. M-am convins de ce au spus că fac și ce n-au făcut în cele din urmă. Și atunci dacă inclusiv niște oameni care nu se implică politic sau n-au nicio treabă cu politica, efectiv ies la vot odată la 4 ani când este necesar, spun da, vin și votez cu AUR, pentru mine reprezintă un semnal pozitiv extraordinar. În ultimele 5 minute din această emisiune o să vă rog să le spuneți celor de acasă de ce este important să alocăm măcar câteva minute din viața noastră în zilele acelea în care trebuie să votăm. Este dreptul nostru al fiecăruia până la urmă. De ce ar trebui să acordăm o importanță alegerilor europarlamentare, spre exemplu? Că ele sunt cele mai apropiate. Este important să dăm atenție tuturor alegerilor, nu doar celor europarlamentare. Europarlamentarele, da, sunt primele și ele imprimă direcția pentru tot acest an electoral, însă oamenii ar trebui să aibă acea educație politică și să înțeleagă care este responsabilitatea lor în ziua votului. Trebuie să meargă acolo, să nu lase pe alții să se folosească de votul lor. Și mai ales trebuie să se informeze foarte bine înainte, să știe pe cine votează. Din punctul meu de vedere, trebuie să voteze patrioții, cel puțin pentru Parlamentul European. Încă nu pentru suntem că... în campanie, exact. O să discutăm în campanie exact. Electorală da. Cu siguranță mai multe. Niște despre... oameni care să își dorească să schimbe ce este rău în România, să ducă țara către acea perioadă de reconstrucție, pentru că este mare nevoie de ea, dar mai ales să se gândească la binele lor. Pentru că urmărindu-și propriul bine, vor ști pe cine trebuie să voteze. Nu va fi un an deloc ușor din acest punct de vedere. Să ne așteptăm și la campanie, la campanie electorale, de fapt, mai atipice? Ale noastre cu siguranță sunt atipice. De ce? Tot timpul. Pentru că noi suntem un partid atipic, așa cum vă spuneam, suntem mai degrabă o mișcare. Și... Dar suntem obișnuiți în campaniile electorale să vedem acel circ de care spuneați și dumneavoastră puțin mai devreme, să vedem mai puțin lupte pentru sau pe proiecte și mai mult atacuri la persoană, atacuri la familie, atacuri la ce a făcut candidatul acela, ce a făcut familia acelui candidat. Nu neapărat. Noi ne centrăm, de exemplu, anul ăsta pe pozitiv și să arătăm ce se poate face din România. Veți fi atacați, cu siguranță. Cu siguranță. Ne așteptăm la cele mai urâte atacuri. Dacă vă uitați în campania din 2020, nu știu cât am răspuns la acele atacuri. Acum suntem la campania din 2024. Nu cred că va fi mult diferit, pentru că trebuie să ne canalizăm întotdeauna forțele spre partea pozitivă. De a aduce pozitivul în față, de a aduce tot ceea ce este bun în față. Iar AUR asta vrea să facă, să arate cine este România, de fapt, și unde poate ajunge ea, pentru că are acel potențial, așa cum și județul Hunedoara are un potențial. Toate județele noastre au potențial. Suntem o țară care, să nu uităm, în 89 nu avea datorii externe. Era singura țară care nu avea datorii externe. Ce s-a întâmplat? S-a pus totul pe butuci, nu s-a mai reconstruit nimic și am devenit așa cum suntem acum.
Și dacă nu vom începe acea perioadă de reconstrucție de care vă spuneam mai devreme, o să trenăm în continuare în același cerc vicios. Sunt multe probleme și probleme de ordin așa mai în familii, probleme financiare, probleme de toată natura, dar important este să găsiți soluții optime pentru fiecare cetățean în parte. Suntem la final de emisiune. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc. Vă mai așteptăm în județul Hunedoara implicit și cu aici siguranță, la noi. Cu siguranță. Eu în Hunedoara vin în fiecare an din 2006 la Țebea. Pentru mine e ceva de suflet să fiu acolo. Și deși cu alte ocazii, nu sunt hunedoreancă, dar tot ce înseamnă istorie și acest cult al eroilor neamului pentru mine este foarte important, nu de când sunt în Aur, deci e dinainte de Aur, dar să fiu la Țebea la început de toamnă este foarte important și cu alte ocazii, bineînțeles, nu venim doar la Țebea în Hunedoara. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!